În sfârșit, domnul Goldschmidt. De mult te căutăm. Bine te-am găsit. Hai să mergem la noi. Acolo nu ne deranjează nimeni. Putem discuta în voie. Ți-e frică, mă? Ți-e frică? Depărtează! Relaxează-te, mă! Mișcă, mă! Ți-e frică? A? Ți-e frică, mă? Îmbracă-te! Mișcă! Îmbracă-te! Republicane, suspect! Cum așa? Mașa pe măta! Fii bărbat de onoare și zi. Ia lasă, lasă că ne povestește, ia zi. S-a întâmplat în trenul de noapte, accelerat... Cluj, orașul Stalin. Pe culoar, tu și cealaltă persoană... Spune, vă iați între voi, ha? Hai că voi, nobile și sunteți acolo, o familie bârfitoare, zi. Ha? O familie unită care bârfiți între voi, cine era, mă? Zi, mă, cine era, mă? Spune că cine știe, ți intră vreun glonț în cap și e păcat. Da, mă, e păcat de tine, ești băiat, nu ce dracu. Mă, că știi foarte bine cealaltă persoană, mă. Zi-mă. Sfârșitul revoluției din Ungaria, înăbușirea ei în 56. Persoană foarte dragă ție, spune, hai că știi, mă știi, dar nu vrei să-ți spui. Nu mi-amintesc! E fratele meu, e Kurt Felix. Bravo, mă, bravo, mă. Deci era fratele tău Kurt Felix? Nu era fratele meu, e imposibil. Ficur. Fratele meu s-a operat de apendicită în toamna anului 1956. Și doctorul român când operează, păi sare bolnavul de pe masă imediat și începe la plimbare. Să vrei să negi că era fratele tău? Sau tu nu vrei să recunoști tocmai pentru că e fratele tău, nu? Recunosc că am auzit ceva în tren. A, recunoscut. Era fratele tău, bunul tău frățior, Kurt Felix, nu? Nu? Nu era. Cum nu știi, mă, ce mințim noi? Nu. Mințim noi? Nu. Poate era Kurt Felix. Bravo. Hai să semnezi ceva. Hai. Uite aici, filou. Hai, semnează. Hai. Haide, mă. E puțin cu bolii aici. Așa. Bravo. Mă, vezi, mă, că dai pe celtin. Haide, încet, haide, semnează, hai, semnează. Asta, încet, frumos, bravo. Mă, băiat, așa, mă, bravo, mă, așa, mă, băiat, bravo, așa, bravo, vezi? Citește, vezi? Fratele tău e nevinovat. Bravo, haide, bucură-te și tu, bucură-te, mă, nevinovat. Bucură-te, mă, nevinovat. Peste 3 săptămâni.